dimineața bună. Când este cu mâncare, îmi place, frățioare, cât mai multă mâncare țării și de 1 decembrie. Ce am avut aici, ce bunătăți. Hai de capul meu, aș vrea să avem și așa de Crăciun și sigur avem facem. Doar dacă condiția este să venim la serviciu, dar de Crăciun nu vom fi aici. Ne putem dar face vă ultima vom fine. Avea în suflet, oameni buni. Avem un top, oficial, este făcut de Taste Atlas și a făcut un top al celor mai populare mâncăruri românești. Eu am rămas șocat ceea ce ziceai și tu de locul întâi, dar o luăm în ordine inversă. Vreau da? Să începem cu ultimul loc. Exact. Ultimul loc, fiți atenți. Ultimul loc în topul preferințelor românilor. Așa. Legate de mâncarea tradițională românească. Vă întrebăm și pe voi, apropo, la 0754222999, care este mâncarea tradițională românească de vă place foarte mult, preferată. Da, fiți atenți, pe ultimul loc. Nu o să-ți vină să crezi, dar stai să vedeți primul loc. Ultimul loc, pomana porcului. Eu și aici am o problemă. Nu cred că e pe ultimul loc pomana porcului. Ei zic așa: nu există o rețetă pentru acest fel de mâncare și este mai degrabă un ritual care se săvârșește, ce-mi place asta, după ce este tăiat porcul. Corect, aia teoretic o mănânci doar atunci când se taie porcul, dar o mai mănânci în afara sărbătorilor. Înțelegi? Rămân tot felul mai de bunătățuri. Păi da. Te duci la, de exemplu, te duci la restaurant și au pomana porcului vara. Da, corect, ai dreptate. Înțelegi? Și tu zici, bă, dar de ce asta e porcul vara? Așa deci, e, da. Bun. Hai să mergem la poziția următoare. Și după aia mergem la mesajele voastre, da. Da, hai mai dăm așa și după aia mergem la mesaje. Ia zi, pe locul 5, nu? Sau 6, cred că, dar nici bagă, nu contează, da. Bagă 6, aia cu ciorba, înainte de 5. Ciorba de fasole cu afumătură este pe poziția 6, și asta mi se pare că nu cred că e, da, în fine, na. Dar zice, ci că este popular mai ales în perioada rece. Corect, că vara... Păi eu mănânc și vara. Și eu la fel, cu smântână, cu... Wow, hai de capul. Ah, ce foame mi s-a făcut. Da. Mie doar de 1 decembrie. Bun, hai să mergem la mesajele voastre la 0754222999. Facem așa în ceea ce vă privește. Pe voi, un top al celor mai... deci mâncărurile tradiționale românești pe care le iubiți cel mai tare, da? Uh-huh. Pot să fie, de exemplu, preparate, să fie tobă. Da. Ai, ce-mi place toba. Mie nu, deloc. De... Nu? Nu-mi place toba. Și-mi place aia de organe, deci nu aia de ciolan. Nu, îmi place, nu pot să mănânc. Vai de capul meu. Cum nu mănânc altaboși. Da, am nici eu. Nu mănânc. Lebăr, iarăși. Lebăr. I love lebăr. Lebăr. Fai, mămicuță. Da. Deci hai să vă auzim pe voi, da? Bună dimineața. Tate. Stați așa. Bună dimineața. Bună dimineața. Duminică la Constanța. Top 3 mâncare la noi în familie: sărmăluțe, ciorbă de burtă și salată băf. Duminică la Constanța. Vă iubesc. Zi minunată. Salata băf. Doamne. Nu da, lipsește. Pe mine mă distrează foarte tare când vin oamenii și zic că fac salată băf cu pui. Înțelegi? Păi ce are? Așa și, se face. Da, cu pui. Păi nu, salata băf în franceză nu înseamnă pui. Băf înseamnă vită, parcă. Vită, da, înțelegi? Hai, acum, noi suntem în România, nu suntem în Franța. Da, cum să spui salata băf cu pui? Am o întrebare pentru tine, Cosmin. Este în general dilema celor din Ardeal versus dilema celor din restul țării, cred. Ia, te rog. La mine nu trebuie să lipsească din Ardeal, fiind așa deloc, după mamă și bunici. Da. Mazărea. Mazăre și eu mănânc ceai. Îmi place repfă. Nu, mazărea în salata băf. Da, îmi place. A, da, da? Da, îmi place, da. Excelent, îmi ești place. De-al meu. Da. Ești da. De-al meu. Fiindcă... Da, să nu fie de aia de conservă tare, știi, trebuie să fie... Trebuie să fie un pic moale, da. 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 Bun, deci cu mazăre salata băf, da? Ești da, da, da. Ia uite, lebăr, da, zice cineva. Da, lebăr, da. Bună dimineața, iarăși neața. Salutare de la Craiova. Numărul 1, salata băf. Excelent. Dacă facem o convenție, când spuneți salata băf, să ziceți cu mazăre sau fără mazăre. Foarte important. Da, bine. Aveam certuri într-o fostă relație când se făcea salata băf de sărbători. Așa. Eram pe certuri. Cum să pui mazăre în salata băf? Băi, să punem mazăre, cum să n-ai mazăre în salata băf? Dar, mă rog, cred că de-aia ne-am și despărțit. Din cauza, da, boabelor mazăre, de mazăre. Da, da. Ne-am certat de la mazăre. Bună dimineața, de sărbători eu am la masă piftie de cocoș, zice Liliana. Da. I hate piftie. Depinde. Îmi place ficatul de gâscă naspic. Dar nu să fie multă. Și piftie, I hate. Depinde de cum e făcută piftia. Corect.
Cum nu-ți place ție, de fapt, toba? Nu-mi place. Bun, hai să vedem. Faceți un top al mâncărurilor tradiționale românești la 0754-222-99. Noi continuăm, am zis așa. Hai să mergem la locul 5. Pe locul 6 era ciorba de fasole cu afumătură. Dar locul 1 este, lovitură de teatru. Nu vă vine să credeți așa ceva. Adică eu nu cred în... spun de acum. Pe locul 5 avem salată orientală. Orientată, da, cum zicea cineva. Salata orientală pe locul 5. Măi, unde ați făcut voi topul ăsta? Că nu înțeleg. Măi, salata orientală, acum depinde și pasta cum o faci, știi? E da, nu prea e. Mie îmi place. Dacă și are ouă de țară. Dar fără ceapă. Mie îmi place și cu ceapă și fac așa un sos, fac un fel de sos, așa? Care nu are legătură cu... Deci fac un sos din o linguriță, două de muștar, uh-huh, cu smântână, înțelegi? Și cu puțin usturoi, știi? Am cel mai... Și dau salata aia prin asta. E ceva deosebit. Interesant. Foarte. Am cel mai bun top de la Claudiu. Claudiu, mesaj scris de data asta, zice așa. Pe locul întâi... Așa. Anghirol. Și pe locul 2, colebil. Excelent! Da! Bravo! Pe bune! Hai că și asta îmi place. Am uitat! Icre de crap fără griș sau pâine. Icre de crap fără griș. A, cu pâine, poate. Neață varza la Cluj. N-am mai mâncat de mult varza la Cluj. Nimic. Da, nimic, dar e bună, rău și varza la Cluj. 0754-222-999. Spune bună dimineața. Neața. Hai să auzim. Deci mie îmi plac la nebunie tocinei moldovenești. Aș mânca în fiecare zi dacă s-ar putea. Tocinei? Zi faină. Și mai are... Deci tocinei de și... departe, pe primul loc, este salata de bœuf cu mazăre, dragilor, bineînțeles. Evident, evident. Nu se poate fără mazăre. Nici o salată bœuf fără... Nu mai scoateți mazărea din salata bœuf. Zicem bună dimineața. Dimineața bună. Vă salut iar din nou, Mihai, te uită. Da, Mihai. Mâncăruri preferate. Felul 1, ciorbă de burtă. Felul 2, sarmale. Felul 3, salată de bœuf. Deci aperitivul e cel mai periculos. Salată de bœuf mi preferat. Da, v-am salutat. Te salutăm, dar mi-a făcut o poftă cu tocinie. Ea, vai de nu știu capul. Ce să ia. Păi da. Sunt niște chiftele de cartof, de fapt. A, da? Da, niște chiftele de cartofi în care se mai pune și niște brânză, știi? Un fel de chifteluțe de legume, dar doar din cănuț. Chiftele de cartof, de fapt, hai cu brânză. Hai să continuăm topul oficial, da? Al preferințelor românilor. De fapt, topul celor mai populare mâncăruri românești. Ajungem, ca să mai crezi în studii și în topuri. Fii atent, ajungem la pe locul 4. Ne-a trimis niște stai. Deci, fii atent, stai să dau din topul oficial, da? Da, deci da. Avem locul 4, supă de pui cu găluște. Adică asta e bun. Da, e dar bun. Nu sunt big fan. Că trebuie să... Și că este mâncarea copilăriei multora dintre noi. Așa este, e bună rău. Și mamaia mea, Dumnezeu să ierte, îi ieșeau. Dar câteodată făcea niște chietroaie de alea de găluște. Bă, băiatul, deci era ceva. Pe locul 3. Ne băteam cu ele, știi? Înțelegi? Doamne. Deci asta de pe locul 3. Hai mă că nu e topul ăsta, n-are nicio legătură. Ce ai, bă, deci bune. Hai că locul 2 îl mai înțeleg. Eu am aici topul în față, știi? Haideți să vă zic locul 3. Ciorba de oase. Măi, unde ați făcut voi topul ăsta? Adică în România, sigură? Sau... Poate se referă la altceva, că dacă în orice ciorbă pui os, are alt gust, de fapt. De acolo vine gustul. Și că ciorba bună. Tradițională în România, care se face din oase de porc, care se fier până carnea se desprinde de pele. Yummy! Yummy, yummy, da. Nici o salată bœuf. Mă miră foarte tare. Ne întoarcem la mesajele voastre imediat și terminăm cu topul. Mai avem două locuri. Locul întâi. În topul mâncărurilor tradiționale românești, n-o să-ți vină să crezi. Afli răspunsul imediat. Între timp vă întrebăm și pe voi la 0754-222-999 care este topul tău. Mâncăruri tradiționale românești, că tocmai am ieșit din 1 decembrie, s-au dat hârnați, fasole și de-astea prin toate târgurile de Crăciun, de Ziua Națională. Revenim, ne facem poftă. Ciorba de burtă e la... Ce să mai... Nu-mi place. Mie îmi place, îmi place. Uite, și paprika și... paprika, hai să dăm dimineața pe doi. Ia să vedem ce zic ai noștri, ce le place cel mai mult din mâncarea românească. E o fotografie cu cozonac, salată, bœuf, văd, sarmale, ciorbă de burtă fără burtă, mi-a plăcut asta. Tăiței cu lapte, senzațional. Ardei un plus cu forța, cum da, era, da. Ardei un plus cu sila.
nu sau cu forța, ceva, da. Înțelegi, și chiftele cu întuneric de astea. Hai, bună dimineața. Ca mâncare românească tradițională, balmoșul cu brânză de oaie, da, beton. Balmoșul e românesc. Așa este. Că, asta se mănâncă în Ardeal. Se mănâncă în Ardeal. Așa îi zice balmoș, dar și paprikașul, că... și ăla e românesc. Stai, paprikaș, mai, că ingredientele sunt românești. Ei, da? Asta contează. Și mâna bucătăresei, care este, da, românească. Da? Ciorbă, ciorbă rădăuțeană. Interesant. Facem topul preferințelor voastre culinare în ceea ce privește mâncarea tradițională românească. Să dăm peste cap toate statisticile. Bună dimineața! Bună dimineața din nou. Eu cred că primul fel ar fi crauțul și salata de bef cu mazăre, normal. Cu mazăre. Dar primul n-am înțeles. Ar fi... Salata băf cu mazăre, da. Important este că este cu mazăre, deci nu trădăm salata băf, da? Nu o lăsăm pe mâna. Uite, bă, și gulaș, zice gulaș. Gulaș. Tot tradițional, e românesc în, și gulaș. În satul mare se mănâncă cel mai bun gulaș, este unul, zice Bob gulaș. Și mai este din lume, da. Este Yokoi, care are 7 tipuri de carne diferite. Mergeți în satul mare, nu o să regretați. Neața. Hai să auzim. Bună dimineața. Salut. Ciorba rădăuțeană pe primul loc. Aia e. Surprinzător. Dan Mioveni. Păi da, uite, vezi, aia e rădăuțeană, e românească, da. Uite, mă, că avem mesaj și de la Tulcea, să-l citim și pe ăsta. Pește cu mușdei de usturoi și mămăligă, zice omul, că sunt din Tulcea. Aoleu, bună dimineața! Ca aperitiv ar fi șnițele din porc, pui, să fie ceva mai ușor, țelină cu maioneză, porc, da, dacă nu e salata beof. Mai ușor, dacă, da, e salata beof, la Revelion se face de obicei salata de beof, dar fără mazăre, că ne balonează, e bună, dar ne balonează tare. Nu știam. Și fiind atâtea alimente grețoase, fără mazăre. Uite cine știe. Ok. Bine, fără mazăre. Pe urmă piftie, pe urmă o friptură, noaptea la 12, după 12, de exemplu, la Revelion, mâncăm un pește bun cu ceva, să înaintez ca peștele. Da. Sunt multe mâncăruri tradiționale bune. Eu cred că cea mai bună este, pe locul întâi, este ciorba de afumătură, cum a zis domnul, cu oase și cu tarhon, deci și acuită cu un pic de zeamă de varză. E bună. Și o friptură tradițională de toate acolo merge, sarmale, deci cu mămăliguță. Aoleu, m-am îngreșat doar ascultându-vă. Mulțumim frumos. Haideți să vă zicem rezultatele oficiale ale studiului publicat de revista Taste Atlas. Zic eu repede locul 2 și tu locul 1. Locul 2, mămăligă cu brânză și smântână MBS-ul. Și la copii și la adulți am avut multe mesaje, da, cu mămăligă, foarte tare, cu brânză și smântână, dar și cu sarmale. Și pe locul și întâi conduce clasamentul un desert. A fost inventat, cică, în București în 1920. Habar n-aveam. Că a fost inventat, zici nici tu, eu. Nu am zis că e franțuzesc. Auzi, te faci tu de râs, zici de tu. Nu mă fac eu, dragă, tortul Joffre. Sau Joffre. Sau gofră. Este un tort cu multă ciocolată. Da, știu, mănânc și eu alea, Joffre, îmi plac. Tortul Joffre, ăsta e pe locul întâi? N-are cum, niciodată. Pe cuvântul meu, așa niciodată. Zice... Deci nu ne eu mai... am rămas... da. Ei, lasă, că auziți, știm noi ce să mâncă. Da, să fie cu mazăre, da? Tortul. Să fie la fix cu știri și să fie ora următoare cu incubatorul de cadouri. Nu uitați, pe 8 decembrie este o mașină din incubatorul de cadouri. Astăzi este un espresor pentru voi. Când vă sunăm, răspundeți cu Ascult Radio Impuls și, evident, cuvântul cheie al dimineții este... Moș! Vine Nadina Zisu imediat cu știri proaspete. Neața, ne întoarcem. Dimineața pe doi. This is Neața, cuvântul cheie în incubatorul de cadouri, vi-l reamintesc, este Moș. Imediat o să vă sunăm să dăm un espresor de cafea. Păi, o să răspundeți cu Ascult Radio Impuls, apoi cuvântul cheie al dimineții, Moș. Și nu în ultimul rând să faceți față unei mici și haioase provocări. Dar noi acum suntem pregătiți, noi mai puțin, Nadina Zisu, cu știrile. Haide! Bună dimineața din nou! Primul tronson din drumul care va traversa Pusenii, cel mai scump drum județean din țară, va fi inaugurat pe 15 decembrie. Șoseaua va purta numele de Transapuseana. Autoritățile din Alba fac demersuri pentru ca denumirea să devină marcă protejată.
Consiliul JAI se reunește astăzi la Bruxelles. Pe agenda discuțiilor este posibil să se afle și aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen. Alte subiecte sunt lupta Uniunii Europene împotriva criminalității organizate sau răspunsul Uniunii în fața războiului din Ucraina. Marcel Ciolacu se află în cea mai importantă vizită în calitate de premier. Ciolacu se întâlnește în Statele Unite ale Americii cu șeful Pentagonului și cu secretarul Antony Blinken. Cu o zi în urmă, premierul României a mers în vizită la Muzeul Holocaustului din Washington. Ulterior, s-a întâlnit cu reprezentanți ai comunității românești din zonă. 120.000 de oameni au mers la târgul de Crăciun din Piața Constituției în cele 4 zile de la inaugurare. Târgul rămâne deschis până pe 26 decembrie și să știți că intrarea este liberă. Pe lângă târgul de Crăciun, însă, un alt loc de poveste atrage turiștii zilele acestea în capitală. Casa Miței Biciclista a fost decorată cu o mulțime de lumini și elemente specifice Crăciunului. Decorațiunile au fost gândite de unii dintre cei mai buni artiști din Europa. A fost cod roșu de inundații în mai multe județe din nordul țării. Zeci de familii s-au trezit cu puhoaile în gospodării la Bistrița. În sudul țării, în schimb, vremea a fost ca de primăvară în acest weekend. La Constanța, termometrele au arătat 21 de grade Celsius, iar cei mai curajoși chiar au intrat în mare, apa având 12 grade. Primul tren cumpărat de România în ultimii 20 de ani a ajuns în țară. Locomotiva are 351 de locuri și o zonă de bar înăuntru. Săptămâna aceasta, trenul va fi adus în capitală, iar peste două luni va fi pus pe șine pe ruta București-Constanța. A fost bătaie în toată regula la un concert Carla's Dreams din Statele Unite. Nervoși că artiștii întârzie mai mulți, moldoveni s-au luat la bătaie cu bodyguards-ii. Trupa a întârziat 3 ore la concert. Din soare a pus stăpânire pe capitala olandeză. Aproape 150 de zboruri către și dinspre aeroportul din Amsterdam au fost anulate din cauza vremii severe. Iar Lisabona a primit titlul de capitală europeană a inovării în 2023. Capitala Portugaliei a fost premiată pentru eficiența în remodelarea mediului urban. Totodată, administrația portugheză a primit 1 milion de euro pentru proiectul Unicorn Factory, prin care au fost create 10.000 de noi locuri de muncă. Cam atât și la știrile orei 9. Sunt Nadina Zisu, revin și un pic mai târziu. Avem casa Miței Biciclista, da, pe care am uitat să o vizitez în weekend. Am auzit că s-a împodobit. Aveam Instagram-ul... Am trecut. Deja ai văzut plin, Instagram. Da, plină. Da. Uneori când se postează prea mult pe Insta sau pe TikTok, îți vine să nu te mai duci. Nu? Da, da. Știți când a apărut filmul Avatar acum mulți ani de zile? Nu l-am văzut niciodată. Avatar 1. Exact. S-a vorbit atât de mult, da, de el. Eu l-am văzut. De curând. L-am văzut. Înțelegi? Da, am fost la cinematograf. Mița Biciclista, da, tare. Dar nu mă duc la Mița Biciclista, nu mă duc. Vine la tine. Vezi de pe afară, chiar e foarte frumos, da? Împodobită. Bine, da, o să mă duc atunci, dacă ziceți voi că e așa de frumos. Arată fain, da, foarte, foarte mișto. E mai frumos decât la Târgu de Crăciun. Pe bune? Nici la Târgu, da, de Crăciun n-am fost. Ajuns anul ăsta, dar știu casa de anul trecut, da. Bine, ok, hai, noi luăm din nou o scurtă pauză și ne întoarcem imediat. Nu uitați de concursul nostru, de incubatorul de cadouri, iar pe 8 decembrie live puteți câștiga o mașină aici. Mai e puțin. Și la radio. Mai e puțin, da. Vine. Asta e, vine. Gata. Da. Vine moș Nicolae, bagă în ghetuțe cu un pic de întârziere că e mai grea mașina, o bagă pe 8. Da, nu este nicio problemă. Avem cuvântul cheie, moș. Moș. Da? Atenție, revenim. Da, da. Dimineața pe 2. Impulse. Enjoy the hits.